Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru episodul 280 din serialul Emanet, pe care publicul îl aștepta cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Seher plânge și îl îmbrățișează pe Yaman și îi spune să se întoarcă. Între timp, inima lui Yaman începe să bată. Medicii îl aduc pe Seher să interfereze cu Yaman. Seher nu vrea să iasă, dar asistenta o obligă să iasă. Seher este recunoscător în timp ce se uită la Yaman pe fereastră. În timp ce se uită la Seher Yaman, Kanan se apropie de ea. Kanan spune că nu știe ce să spună și este recunoscătoare lui Seher. Seher spune că nu a făcut nimic, dar Yaman se lupta. Între timp, Firat și Ibo ajung la spital. Frate îmbrățișează pe Seher. Frate îi spune lui Yaman că îl va găsi pe cel care l-a lovit, așa că Seher ar trebui să-l informeze. Zuhal se apropie de Kanan și îi spune că sora adoptivă a lui Seher este polițist și că în curând îl va găsi pe cel care l-a bătut pe Yaman. Seher îi spune lui Frat că totul este complicat, doar că mașina este roșie. Frat cere plăcuța de înmatriculare a mașinii. Seher dă numele străzii pe care se află, dar nu se poate uita la ea din cauza grabei. Frate îi spune lui Bo să se uite la camere. Între timp, doctorul iese. El spune că situația rămâne critică. Seher spune că Yaman este foarte puternic și că nu îi se va întâmpla nimic. Frat spune că Seher și Yaman sunt foarte puternici și că lui Yaman nu îi se va întâmpla nimic. Seher îi spune lui Yaman că nu l-a părăsit niciodată, că nu-l va mai părăsi, că l-așteaptă pe Yaman. Duygu visează să meargă mână în mână cu Semra. Semra își părăsește brusc mâna și dispare. Emoția mama spune unde ești. Mama spune să nu mă părăsești. Apoi se trezește spunând mama. În timp ce Seher se uită la Yaman pe fereastră, când cântecul lui Yaman nu moare, începe să cânte cântecul Dantlea Vedeiart. Seher nu-și ia ochii de la Yaman o clipă. Cengher se apropie de ea și îi spune lui Seher să se odihnească. Seher îi spune lui Yaman că crede că Yaman își va reveni indiferent de ceea ce vor spune, dar că Yaman ar trebui să fie cu el. Cengher spune că Seher l-a adus întotdeauna înapoi pe Yaman, iar acum Yaman s-a întors datorită lui Seher. Cengher spune că Seher ar trebui să facă auzită vocea lui Yaman. Zuhal îl sună pe Nedim și îl întreabă dacă există vreun progres. Nedim spune că nu l-au găsit încă pe bărbat, dar datorită lui Zuhal și Cicic, au făcut progrese mari. Zuhal îi spune lui Cicic că este foarte aproape ca Nedim să-l găsească pe bărbatul care l-a lovit pe Yaman. Seher merge la doctor. El spune că vrea să se alăture lui Yaman. Doctorul spune că nu se poate. Seher spune că atunci când inima lui Yaman se oprește, inima lui se oprește și ea. El spune că vrea să fie cu Yaman și va face tot posibilul pentru a-l salva de acel întuneric. În timp ce Duygu este în baie, Ali spune că vor întârzia și că trebuie să plece. Emoția spune că va ieși. Seher intră lângă Yaman. Sunt aici, sunt aici. Spune cum trebuie. Seher ia mâna lui Yaman și spune că totul este acolo unde ar trebui să fie. Îi spun lui Seher Yaman că despărțirile sunt incluse și în dragoste, nu te pot pierde. În timp ce Yaman este la terapie intensivă, el îl va vedea pe Seher în visele sale. Yaman visează la o grădină plină de copaci și flori colorate. În această grădină, Yaman și Seher stau pe o saltea de picnic. Seher poartă o rochie lungă albă, Yaman poartă o cămașă albă și pantaloni negri. Yaman îi spune lui Seher că este foarte greu de întâlnit. Între timp, Seher îl mângâie pe chipul lui Yaman. Yaman spune că nu este pregătit pentru Seher în fiecare propoziție pe care o face, dar că se pregătește pentru Seher fără să știe. Yaman spune că Seher și-a distrus toate zidurile. În timp ce toate acestea se întâmplă, Seher și Yaman nu vor fi niciodată departe unul de celălalt. Yaman spune că pentru prima dată a văzut pe cineva rezistând cu puterea iubirii. Yaman spune că nu l-a putut învinge pe Seher și că Seher a dat peste cap tot ce știa.
Yaman adaugă că Seher l-a învins cu blândețe și că nu a fost supărat pentru că era prima dată când pierdea un război. În timp ce spune asta, îl mângâie pe fata lui Seher. Yaman îi spune lui Seher că a fi învins este cea mai mare victorie a lui. Mai târziu, Seher și Yaman își strâng mâna. Yaman spune că vor râde cu Seher. Mai târziu, Yaman și Seher zâmbesc unul altuia. Seher spune că își amintește de acele ziduri, care au fost construite cu durerea și nesiguranța trecutului. Seher spune că mi-amintesc ziua în care s-au întâlnit, că povestea lor a început cu războiul. Seher spune că va râde dacă vor spune că acest bărbat cu care se luptă va fi iubirea vieții ei. În timp ce Ibo mănâncă, Frat spune că ar trebui să se uite la camerele de supraveghere și îl scoate pe Ibo. Sultanul Hala îi întreabă pe Frat și Ibo unde este Ali. Firat spune că e la secția de poliție. Mătușa sultanei cere să sune imediat ce pleacă. Duigu și Ali se ceartă în timp ce se urcă în mașină. Între timp, mătușa sultanei vede și este foarte surprinsă. Între timp, o fotografie ajunge în Canaan. Bruneta mi-a trimite o fotografie cu insulele Canare. Bruneta mi-a scrie în mesaj că fotografia a trimis pentru a-l motiva pe Canaan. Canaan scrie că Yaman a fost lovit de o mașină și că, dacă moare, nu va primi niciun ban din avere. Yesmerim mai spune că noua viață va fi o minciună cu Yaman. Canaan îl întreabă pe Cengher ce mai face Yaman. Cengher spune că nu există nicio dezvoltare și că Seher a vorbit cu Yaman. Seher spune că se gândește la acele vremuri de război și spune că mi-aș dori să nu pierdem atât de mult timp. În visul său, Yaman spune că Seher a distrus pereții acestor pereți când a sărit singur în fața gloanțelor. Seher își amintește de zilele în care Yaman a fost salvat. Yaman Seher spune că te face să simți că în spatele lui este un munte imens, chiar și făcând ceea ce a spus că nu va face singur. Seher spune apoi că l-a văzut pe adevăratul Yaman încet. Seher își amintește ziua în care Yaman l-a dus în locul în care și-a petrecut copilăria. Seher spune că Yaman este dur pe din afară, dar curat pe dinăuntru. Atinge inima lui Seher Yaman. Seher spune că dragostea lui Yaman este ca un vârtej și că ea nu are puterea să reziste acelei iubiri. Când Seher nu poate respira, îmi vine în minte ziua în care Yaman respiră împreună cu ea și ziua în care Yaman cumpără vată de zahăr de la Yusuf. Ea spune că a rezistat sentimentelor ei pentru Seher Yaman, dar fără rezultat. În visul lui Yaman, vine ziua în care Yaman îi spune lui Arif Baba că nu poate merge pe acea cale. Arif Baba îi spusese lui Yaman să-și rupă coaja și să nu fugă de sentimentele lui. El a spus că Yaman purta o cămașă făcută din foc și că nu mai poate scoate această cămașă. Vine momentul când Arif Baba îi spune lui Yaman că, dacă va merge pe acest drum, va stinge focul. Yaman îi spune lui Seher că a uitat de foc și că a intrat în acel foc. Seher îi spune lui Yaman că nu a mai întâlnit niciodată pe cineva ca el. El spune că Yaman este o cutie închisă, unde nu este clar ce crede că simte. Dar apoi spune că s-a schimbat, că Yaman se apropie de el și zâmbește. Amintește-ți ziua în care Yaman a zâmbit pentru prima dată. Yaman spune în vis că a devenit un copil care nu știe ce să facă cu Seher. Seher își amintește ziua în care ea și Yaman au luat cafea. Yaman înghiți cafeaua. I-a cerut chelnerului încă o cafea. Când Seher a spus că ar fi prea mult, Yaman a spus că nu va fi. Ajungem la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri! Pa!